Vă salut, sunt Sava Andrei. Astăzi vom face un tutorial despre cum putem să îmbunătățim acțiunea la gume sau cum putem să reparăm niște gume care au rămas deformate în urma, ce știu, păstrării în pungi, în cutii și așa mai departe. Am curățat și aragazul, de fapt nu e o nevastă mea pentru acest tutorial, să arate frumos. Vă arăt aici o gumă, ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Vedeți că este destul de deformată. Deja clar nu mai are acțiunea dorită. Iar pentru a repara acest defect, să zicem așa, să remediem această problemă, nu trebuie să facem altceva decât să fierbem aceste gume. Puteți să fierbeți fie parțial, fie complet guma. Ideea că dacă aveți o gumă care are un cap, are un material mai rigid și preferați ca pe zona capului, zona jumătatea superioară, să zicem, să rămână mai rigidă, ca să stea mai bine pe furnice de tip jig sau pe offset, trebuie să le fierbeți doar parțial, ce știu, băgând gumele până la jumătate în apă. În apă fiartă și să le țineți așa câteva secunde, în 30 de secunde, ceva de genul. Doar că este destul de neplăcut să stai deasupra apei fierte cu mâna. Eu prefer să le fierb complet, se moaie tot materialul, adică materialul din care este făcut acum devine și el pe ansamblu mai moale. Și după ce se odihnește o zi, după fierbere, de obicei, coada rămâne dreaptă. Pui la mai multe gume și le voi băga în apă fiartă. Pe care lăsăm să fiarbă. Acum că am lăsat gumele să fiarbă câteva minute, o să le scot, folosesc de obicei o furculiță. Se vede clar deja cât sunt de flexibile gumele. Se vede efectiv după cum țin guma cât este de moale. Bineînțeles, nu va rămâne chiar atât de moale. Se vede că este chiar dreaptă. Gumele au devenit din nou drepte, au revenit la forma inițială, la memoria din matriță, cum au fost scoase din matriță. Dar noi trebuie acum să le punem la odihnit. Trebuie să le punem să se răcească și să le lăsăm un interval de măcar o zi să stea neatins. Gumele, când le las la odihnit, pentru a reveni la forma la care îmi doresc, fie le așez pe o tavă, care este cea mai ușoară variantă. Fie le înșir pe o sârmă. Fără agăț, de obicei, deasupra aragazului. Varianta cu înșiruitul este practic cea mai bună, condiția ca ele să stea cât mai drept. Adică în genul acesta. Când voi fierbe mai multe gume, adică chiar aveam nevoie să fac treaba asta, nu doar de dragul tutorialului. Să mi le pun la îndreptat. Acest lucru puteți să-l aplicați la orice gume aveți, indiferent de tipul de gume. Singurele gume la care s-ar putea să nu reușiți să faceți treaba asta sunt gumele de la Zimen, care sunt făcute dintr-un material foarte elastic, la care am văzut că se comportă diferit comparat cu
siliconul din care sunt făcute gumele normale, ordinare. Acum, dacă chiar aveați gume deformate în trusă de la cum au stat de-a lungul timpului în pungi, în cutii și așa mai departe, acum știți cum puteți să le îndreptați, să le aduceți la forma lor inițială. Sau dacă aveți gume dintr-un material foarte rigid, este o metodă foarte bună pentru a înmuia puțin materialul din care sunt făcute și să obțineți o acțiune mai bună, diferită față de acțiunea originală, care s-ar putea să nu vă fi plăcut foarte mult. Sper că v-a ajutat acest tutorial. Cu siguranță veți putea repara... Să lua curentul!